voi băieți, da? I-am dat drumul. Bun. Deci, o să mă ocup în seara asta de un pic de partea asta, domeniul de tinție, a unei funcții. Așa. Care e motivul? De ce trebuie să aflăm domeniul de tinție? Să înțelegem noțiunea de funcții, da? Ai și ceva temă? Multe? Dar de trei probleme. Ah, te le faci și pe cele. Mai întâi să încep cu tema ta, da? Da. Tema pentru acasă, clasa 10-a. Și o să rămâne și cu clasa 11-a. Geometrie e foarte bine, nu? Da. A? 10 ani. Te rog, poftim. Avem triunghiul ABC. Triunghiul ABC. AB congruent cu AC. AB congruent cu AC. D este mijlocul lui BC. De a mai aparține mijlocului? BC. BC, da. Perpendiculara pe AC. Nu, a, proiecția pe AC a lui D. Aha. Este E. Proiecție pe A. Asta e problema care am făcut-o. Nu, n-am făcut-o. Am făcut-o, dar nu-ți amintești tu. DE perpendiculară pe AC. Și F este mijlocul lui DE. Iar F aparține lui DE. DE. Și este mijloc. Așa încât DF de DF congruent cu F. Să se arate că AF este perpendicular pe BE. AF perpendicular pe BE. O să fac problema asta, să încercăm să facem și geometrie plan, dacă vă mai amintiți. Da, trebuie făcut în două moduri. Așa. Adică o parte sintetică și de o parte analitică. Da. Este de triunghi isoscel. Asta vreau să spun autorul. Deci, de triunghi isoscel A. De ce? Triunghi isoscel. A, de ce? Și AD perpendiculară pe BC. Da. AD perpendiculară pe BC. Cât de, așa parcă spunea, da, da. De aparține lui BC. Și trebuia să spun că AD perpendiculară pe BC. Apoi, DE perpendiculară pe AC. DE perpendiculară pe AC. Am dus aici, da? Da. F e pe DE. Da, este la mijloc. Și trebuie să demonstrăm că AF este perpendiculară pe BE. Așa. AF perpendicular pe DE. Vreau să vă spun că încep geometria analitică la clasa... Voi intra 11 ați făcut geometria analitică? Sau a 10-a? La 10-a, da. Dar intra 11-a, nu. N-ați mai făcut. Înainte să făcea intra 11-a. Văd că acum coborât o soluție la clasa 10-a. Ei bine. Aceasta este o problemă deosebit de interesantă. Ea a fost dată pe undeva la faza locală, la faza județeană a fost dată problema asta, la clasa 7. Da. La 7 pentru că se vreau soluții de geometrie sintetică, plane. Da. Geometria care se face între 6 și 7. Deci să vedem. Am un triunghi isoscel. Perpendiculara din A
pe BC. AD, perpendiculară pe BC. Unde pică înălțimea într-un izoscel? La mijloc. E și mediană și mediatoare și de toate. Deci, AD e perpendiculară pe BC într-un izoscel, deci BD este cât DC. Asta ne transmite autor. Când m-am dus din D, E, am dus D, E perpendiculară pe AC. Adică din punctul D, am dus o perpendiculară pe AC. Și fie F, mijlocul lui D, E. F e mijlocul lui D, E. Trebuie să arăt că A, E, A, A, F, AF, da, adică unim pe A cu F care le da la mijloc și nu degeaba. Deci acum încep să dau drumul, să-mi dau drumul la ceea ce înseamnă să învârt motorașul, hai să zic așa, ca să înțeleg bine problema, să spun nimic nu-ți dă autorul de prisos. Toate informațiile care sunt date sunt minime necesare pentru ca să faci problema. Și spun așa, trebuie să arăt că A, F, perpendiculară pe B, E, adică aici e 90 de grade. Este o problemă, într-adevăr, foarte frumoasă. Mă întreb, ce șanse am ca să arăt că două drepte sunt perpendiculare? Visez și eu. Dacă aș putea să... Facem o construcție ajutătoare? Eu știu. Ar fi interesant cu căsuția. Dacă este perpendiculară pe o dreaptă care este paralelă cu BE, atunci ar fi perpendiculară și pe BE. Asta ar fi fantastic. Deci visez, dacă n-am nicio șansă să arăt perpendicularitatea din ceea ce apare aici, atunci bine ar fi, de fapt ar trebui să apară ca o înălțime. Dar de unde să fie o înălțime? În triunghiul, că e F pe mijlocul lui D, E. Dacă nu reușesc să arăt că e perpendiculară pe B, E, poate e perpendiculară pe o paralelă la B, E. Deci dacă pot să dovedesc că e perpendiculară pe o paralelă la B, E, cine a fost să fie perpendiculară pe o paralelă la B, E, treaba e făcută. Dar paralelii pot duce câte vreau la B, E. Câte vreau. Nu. Trebuie să duc o paralelă deșteaptă. O paralelă care să-mi lege partea din ipoteză. Eu pot să o duc și pe aici, 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 dar și prin D o pot duce. De ce prin D? Că e tocmai pe A, D, ea. Și prin D, această paralelă, la B, E. Spuneți voi pe unde taie pe E, C. Paralela asta. Neapărat la jumătate, pentru că în triunghiul B, E, C, în B, E, C, ce este D? D, M. Capătă calitate din linii mijlocie. Este o reciprocă la Thales. Dacă taie pe una la mijloc, vă taie și pe cealaltă la mijloc. E fantastic. Această paralelă îmi pune în evidență un punct M, care va fi la mijlocul lui EC. Apare acum triunghiul ADM. Iar în triunghiul ADM am o înălțime că DE este perpendiculară dusă de mine. Atenție, DE n-am dus-o eu perpendiculară? Da. Deci în triunghiul ADM am o înălțime dusă. Visez. Eu ce vreau să fac? Să arăt că A, F e perpendiculară pe D, E, pe D, M. Aici mă concentrez. Da. Adică A, prin F trecând, să fie înălțime. Dar F ăsta este deja pe o înălțime. Și atunci îmi spun F să fie un ortocentru. Adică se întâlnie în intersecția două înălțimi. Dar o înălțime o am. Dacă cumva reușesc să arăt că M, F pică perpendicular pe A, D, sunt fericit. Foarte fericit.
Deci, atenție, îmi doresc să arăt că M, care pleacă de la mijlocul lui EC și trece prin mijlocul lui DFE, ce fel, ce este M, F, în triunghiul E, D, C, dacă unești mijlocul? Este linie mijlocie și fiind linie mijlocie, cum este cu D, C? Paralelă. Paralelă. Deci M, F, e paralelă cu D, C. Fiind paralelă cu D, C, iar D, C e perpendiculară pe AD, da, atunci M, F e perpendiculară pe AD. Și iată că M, F, în triunghiul ADM, în ADM, M, F e înălțime, D e înălțime, s-au întâlnit în punctul F, F capătă calitate de ortocentru și atunci A, F este perpendicular pe D, M. Și fiind perpendicular pe D, M, va fi perpendicular pe paralela E, pe B, E. Corect. Este o problemă deosebit de frumoasă, este o problemă de construcție. Unde ți s-a părut problema deosebită aici? N-ai urmărit-o, că te-am văzut că erai obosit. Și mă dau încă de probleme, nu-mi trebuie așa. Dar este un reghesițiu frumos de imaginație. Este o problemă de o frumusețe rară. Pentru că problema unde se sparge, unde ea începe să intre pe un făgaș normal. Noi ni se cere să arătăm că AF e perpendicular pe BE. Și aici este momentul. Băi, nu se leagă deloc problema. Dacă aș putea să arăt că e perpendicular pe o paralelă, ăsta este momentul care problema începe să fie spartă, să zic așa. Pe o paralelă. Dar pe unde să duc eu paralela asta? Paralelă o pot duce pe oriunde. Dar nu o duc decât prin punct care să-mi fie mie de mare folos. Paralela este D prin D dusă. Și paralela dusă prin D, care era în mijlocul BC, face să apară un punct foarte important. Apare M-ul ăsta, care e mijlocul lui EC. Și îndată când a apărut mijlocul lui EC, iar apare triunghiul ADM, deci apare un punct senzațional, aș spune. Punctul M, care e capabil să ducă spre final problema, pentru că în triunghiul ADM, F capătă calitate de ortocentru. Adică am două înălțimi. Una este deja dusă DE de mine. F, M, F, adică din vârful M, prin F trecând, dovedesc că e înălțime. Ele s-au întâlnit în F și iată F în triunghiul ADM în poziția de ortocentru și a treia, A, F este și ea tot înălțime. Și perpendiculară pe DM, care pare cu BE. Și terminat problema. Da? Da. Frumoasă? Da. Ne-am făcut planul de lucru. Da. Demonstrație. Demonstrație. Deci, fie DM, GM, paralelă cu BE. Cu un T la mijloc, adică cu un BD congruent cu DC, te rog să vorbești tu. Cu un BD congruent cu DC, rezultă din cele două că M va fi congruent cu M. Așa, M congruent cu MC. Congruent cu MC. Și fiind congruent cu MC, E, M cu MC, în triunghiul E, C va fi în mijlocie. În triunghiul, cu un F era la mijloc, punem și că D, F e congruent cu F, E. D, F, congruent cu F, E. Din cele două rezultă atunci că M, F, M, F, este paralelă cu DC. Nu? Că dacă unești în mijloacea doar, paralelă cu DC.
Dar DC e perpendiculară pe AD. DC e perpendiculară pe AD. Rezultă din cele două că MF este perpendiculară pe AD. AD. MF perpendiculară pe AD. Adică MF înălțime în triunghiul. Se numește MF înălțime, da? Da. Înălțime în triunghiul ADM. ADM. Și mai am că și D e înălțime. D e înălțime în triunghiul ADM. Din ipoteza asta. Da. Din cele două. Mai am că ele s-au intersectat în F. Deci D e cu F, M, F. D e intersectează M, F egal mulțimea punctului F. Rezultă deci că F ortocentru, F ortocentru în triunghiul care? ADM. ADM, sigur că ADM. Și atunci cea de-a treia care trece pe acolo, adică AF, rezultă de aici că AF e perpendiculară pe cine? Perpendiculară pe DM. DM. Și cum DM este paralelă cu BE. Paralelă cu BE. Înseamnă că rezultă că AF este perpendiculară pe BE. AF perpendiculară pe BE și terminat problema. Problema asta trebuia să facem în clasă și ne-a întrebat un profesor în metoda sintetică cum să facem. Da. Și m-am gândit să ducem paralela prin D și am zis. Și el mi-a zis că, bun, ducem paralela prin D și după ce facem. Și eu n-am știut ce să mai zic, n-am știut cum să pornesc. Și a zis că nu-i bun. Să spune domnul profesor, se uită la proful și găsește lecția asta, făcută prin primele mele lecții, când am făcut vorbit de geometrie analitică. Și această problemă este excepțională. Paralela adus aici, n-a sesizat că taie pe A, e C în punctul M. Soluția aceea, mi-am amintesc cu ani în urmă, era dată așa, fie M un punct în mijlocul E C. A. Deci, iar această idee fie M punctul E C, pare spectaculoasă, că de unde se apară așa? Adică cum să-ți vine ție în minte să s-o poți mijlocul acela și te apuci de problema? Da. Să construiești triunghiul A, D, M și în triunghiul acela F să capete. Dar ideea pe care am mers eu acum a fost mult mai interesantă pentru că eu am spus așa, nu vreau, nu pot să arăt, nu pot sau nu când aș vrea, nu pot să arăt că e perpendiculară pe BE. Dar atunci visez, ce ar fi să fie perpendiculară pe o paralelă la BE? Și care e paralelă? De unde? Poți să duc pe oriunde, dar D e paralela care duc este D, M. Și apare M ca urmare a paralelei acelea ca poziții la mijloc. Da. Pentru că soluția pe care o dat-o autorul respectiv la vremea aceea a fost una artificială. Probleme de construcție. S-a sprijinit pe M care era în mijloc. Probabil profesorul a reținut soluția aceea, autorului de atunci. Eu am văzut-o mult mai elegantă și mai deșteaptă. Tu ce-ai pătimit aici? Când ai știut că odată dusă paralelă apare M mijlocul lui EC. Și M mijlocul lui EC e ce-i ce-i trebuia lui. Da? Dacă cu M mijlocul lui EC, pe care el fie M mijlocul lui EC, există, e unic acesta, în cap de discuții, dar tu spui ca elev așa, păi dacă pe mine nu mă duce în mintea să iau pe M în mijlocul E, ce? Nu vine în minte. Mult mai, mai constructivă este ideea când duc paralela, că spun, nu pot arăta că e perpendiculară pe băie, dar pe o paralelă, dacă am să reușesc, va fi bine? Și va fi bine. Da? Ei, acum, această problemă care este destul de elegant, redactare simplă, observați, nu? Dar până să prinzi problema asta, trebuie să ai destulă imaginație, să ai destul antrenament, să spun în final. Ei,
Geometria analitică înseamnă așa, o șansă imensă. Iată cum se face prin geometria analitică. Faptul că asta poate să fie socotită axa X-ilor și asta axa Y-ilor, îți plasează problema urgent într-un sistem de axe. Da? Deci vine O, D, difograte 0, 0. Deci D, difograte 0, 0. Ce de coordonate să spun? Ce mic și... Nu, am zis că alfa și 0. Că poate să fie o... Da? Și B ce coordonate va avea obligatoriu? Minus alfa. Minus alfa și 0. A de coordonate... Ce coordonate îmi dați? 0 și... 0 și beta. Că tot am vorbit. Da? Alfa și beta. Și din momentul ăsta, triunghiul ABC este bine bine plasat în sistemul de axe, că punctele ABC sunt clare. Da. Și acum începem problema o banalitate. O banalitate. Anume, eu trebuie să arăt că A, F, e perpendicular pe BE. Spunem, A, F, A, F perpendicular pe BE, dacă și numai dacă, panta e a lui A, F, este egal cu minus 1 supra panta lui BE. Asta e obiectivul meu. Terminat. Deci, două drepte sunt perpendiculare, dacă au pantele inverse, sunt schimbate. Acum, BE. Nu știu pe ea. X. Nu. Eu știu că e perpendiculară dintr-un punct exterior pe o dreaptă. De a, distanță de la un punct la o dreaptă, la A, la... Dar nu mă interesează lungimea, mă interesează coordonatele. Da. Deci de aceea să duc perpendicular dintr-un punct pe o dreaptă și intersectez dreapta AC, scriu și ecuația dreptei AC și a ecuației drepte de E și găsesc intersecția lor, rezolv sistemul și găsesc coordonatele lui E. Corect. Deci, zicem, participi? Hai să vezi. E păcat că e din până aici. Geometria analitică ați făcut și voi și aveți nevoie de ea. Da, da, da. Deci, și acum voi scoate în evidență importanța geometriei analitice. Pentru că poți face probleme de geometrie sintetică, foarte grele, da, dificile, prin calcul algebric. Asta e geometria analitică. Că dacă ați învățat niște formule și nu știți utilitatea lor, degeaba matematica să te cheme. Ecuația dreptei care trece prin două puncte, pentru o punct și o direcție. Ecuația dreptei, panta unei drepte și trece prin două puncte. Toate acestea merită să le repezi. Adică, spun că le-ai făcut și ai nevoie. La bacalaureat, ai categorii nevoie de ce spun acum. Așadar, spunem așa, care este ecuația dreptei care trece prin două puncte? Deci dacă am punctul A, 1, de coordonate x1, y1 și punctul al doilea, de coordonate x2, y2. Problema este să scrie ecuația dreptei care trece prin două puncte. Repet pentru voi, băieți, ca să vă reamintiți. Da. Ecuația dreptei care trece prin două puncte, nu o dau ca o formulă, pur și simplu mă gândesc că pot să o găsesc, și anume, ecuația dreptei, formă normală, este y egal cu mx, plus M. Y egal cu MX plus M. Unde M este panta. Panta. Iar nu este locul unde taie axa Y. Ordonata la origine se cheamă. Ordonata la origine. Eu n-am să mă insist pe chestia. Mă gândesc la funcția de gradul 2, băieți. Ce este graficul funcției de gradul 2? Funcția de gradul 1. Ce este graficul funcției de gradul 1? O dreaptă. Care este funcția de gradul 1? Este f de x egal cu ax plus b. Ax plus b, nu așa? Da. Adică y egal cu ax plus b. Y egal cu ax plus b. Și atunci, s-a notat în geometrie că mx plus m, dar tot ax plus b trebuie să vedeți. Aceeași lucru. Mx plus m.
Și atunci, faptul că A1 aparține dreptei aceste, deci în punct A1 de coordonată X1, Y1 aparține dreptei D, hai să o hotez aici, dreptei D, e ca și cum, în clipa aceea, loc de X pun X1 și loc de Y, Y1. Da. Deci vine ce? Vine Y1 egal cu M X1 plus M. Dar Y1 și X1 sunt numere cunoscute, niște numere. Da. Și al doilea punct, A2, de format X2, Y2, ca aparține de, același lucru se întâmplă. Pe Y2 egal cu MX2 plus N. Și am de-a face cu un sistem de două ecuații cu două necunoscute. Am dat drum aici? Am dat eu drum. A, bine, că da, mă sperea că am muncit acolo și nu ne-am filmat. Ei, și acum e un sistem de două ecuații cu două necunoscute, în M și N. Da? Da. Concret, dacă v-aș da A de coordonate 2 și 1, B de coordonate minus 1 și 3. Și vreau să scriu ecuația dreptei care trece prin aceste două puncte, așa ar apare 1, adică Y1, egal cu M, ori 2, plus N. Și pe urmă 3, egal cu minus 1, ori M, plus cât? M, da? Și apare deci un sistem de două ecuații cu două necunoscute, adică N plus 2M egal cu 1 și respectiv N minus M egal cu 3. Un sistem de două ecuații cu două necunoscute, N și M, se găsește N și M și tot. Dar ca să nu muncim așa mult, să ajungem la același răspuns, dacă scriem ecuația dreptei sub formă de determinant, care este așa, x, y, 1, x1, y1, 1, și x2, y2, 1, egal cu 0. Adică, exact același lucru se obține. Da, x, y1, x1, y1, 1, și x2, y2, 1. Chestia asta se folosește pentru colinearitate. Are unui triunghi. Și are triunghiul egal cu 0, atunci valoarea determinantului trebuie să fie 0. Ei, și dezvoltăm acolo și se găsește foarte repede. O altă variantă este să scriem panta dată de două puncte, deci pe M ăsta, adică dacă aș fi continuat să lucrez de aici, mi-ar fi dat M egal cu Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Adică ce fac? Dacă le scad aici, uitați băieți, da. Y2 minus Y1 egal cu M pe lângă X2 minus X1, că nu da, o să duce. Da. Și se scoate M egal cu Y2 minus Y1 supra X2. Asta e panta dreptei, mai. Este formulă. E formulă că... Ai demonstrat asta. Asta, de aici vine. Da. Vreau să vă obișnuiesc să nu mai faci asta, e fără cu formulele acestea. Da, da, poți să le deduci. Să le deduci, că de-aia matematica e altfel gândită de mine. Y. Și asta e tangenta unghiului alfa. Deci când am o dreaptă, ia uite, am punctul M1 de coordonate X1 și Y1 și punctul M2 de coordonate X2 și Y2 și vreau să și duc dreapta, că prin două puncte distincte, deci o dreaptă și mai unul. Ăsta este X1, băieți, nu? Da. X1. Aici este X2. X2. Aici înseamnă X2 minus X1. Aici este Y1. Dincoace este Y2. Da? Deci Y1 care este? De aici, da? Y1. Y2 este asta. Și aici este Y2 minus Y1. În triunghiul ăsta care s-a format aici, asta o știu că este X2 minus X1, asta o știu că Y2 minus... Și o tangentă de alfa, ăsta e unghiul alfa care face cu direcția axei X1, tangenta este egal cu cateta opusă supra cateta înlăturată, adică Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Corect. Și asta e panta dreptei, cât e inclinată ea față de axa X1. De ce M egal cu tangent de alfa egal cu Y2 minus Y1 supra X2 minus X1? Da, m-am explicat și asta. Corect. Distanța între două puncte.
Păi distanța înseamnă Pitagora. Deci M1, M2 la pătrat egal cu asta la pătrat, care este Y2 minus Y1, da? Y2 minus Y1 la pătrat plus cealaltă la pătrat. X2 minus X1 la pătrat. De unde M1, M2 este egal cu radical din X2 minus X1 la pătrat plus Y2 minus Y1 la pătrat. Deci asta e distanța din două puncte. Corect. Vă amintesc că cu ocazia asta formulele care le-ați făcut anul trecut. De cele mai multe ori se dau așa fără demonstrații și asta este drama mare. Dar dacă faceți o leacă legătura și le legați, lucrurile curg foarte simplu. Acum, ce trebuie să știți voi foarte bine ca să meargă geometria analitică? Ecuația dreptei, când se dă un punct și panta. Panta, adică M-ul acela. Da. Tangenta unghiului. M-ul, da? Da. Și e vorba de a afla pe M de acolo. Știți cum era acolo? Y egal cu MX plus N, nu? MX plus N. Asta era. Noi pe M îl știm. Panta. Și se dă un punct. M, de coordonate, X0, Y0, care aparține dreptei. Adică dreapta trece pe acolo. Și atunci vine, înlocuim pe, când dreapta trece prin punct, X-ul devine X0 și Y-ul devine Y0. Și atunci vine Y0 egal cu M pe lângă X, M X0 plus N. M-i cunoscut, Y0 cunoscut, X0 cunoscut, N-ul necunoscut. Deci de aici se scoate N. N egal cu cine? Y0 minus M, X0. Și cu M-ul știut, cu N-ul știut, ne ducem sus. Și ce obținem? Obținem Y egal cu M, X plus N. Dar în loc de N punem Y0 minus M, X0. Y0 minus M, X0. Și pe Y0 ducem în stânga și vine Y0 minus Y0 egal cu M X M pe lângă X minus X0. Asta este ecuația dreptă când îți dă un punct și o direcție. Y minus Y0, iată să o scriem. Ecuația dreptă când îți dă un punct și o direcție. Deci ecuația dreptei, când îl știm pe punctul M de coordonate X0, Y0 și M-ul dat. Și atunci scriem Y minus Y0 egal cu M pe lângă X minus X0. Că îți dau un punct și o direcție. Că îți dau două puncte. Se dă punctul M1 de coordonate X1, Y1 și M2 de coordonate X2, și Y2. Ca să scrie ecuația dreptei când se dau două puncte, aflăm panta întâi. Panta știți cât este egal. M egal cu Y2 minus Y1, că am vorbit mai în text. Cu X2 minus X1. Și atunci, știind panta, știind unul din puncte, scriu ecuația dreptei când se dau un punct și o direcție. Ori pe M1, ori pe M2. N-are nicio importanță. Și le-am M1. M de coordonate, X1, Y1. Și care este ecuația dreptei când îți dăm punct și o direcție? Ecuația este Y minus Y1, de data asta, în loc de X0 și Y0 am X1 și Y1, egal cu panta, care e Y2 minus Y1 supra X2 minus X1, pe lângă X minus X1. Așa asta este ecuația dreptei. Îți dau două puncte. Dar e legat cu cea de sus. Da, da, da.
că în loc de pantă M este Y2 minus Y2 minus X1 și în loc de punctul M de coordonate X0 și X0 am folosit unul din cele două puncte. L-am folosit pe 1. Y minus Y1 egal cu panta pe X minus X1, care mai poate fi dată sub formă de determinant. Adică X, Y, Z și aceeași formulă. X, Y, 1, X1, Y1, 1 și X2, Y2, 1. Egal cu 0 și să ajungi la aceste ecuații. Deci da. Este sub formă. Noi știam altfel. Ce? Panta, pe ecuația dreptată de două puncte. Cum? Aia cu X minus XA supra XB minus XA egal cu Y minus YB supra... Păi e așa, așa. Da, e același lucru, dar uite. Numai că zic că asta e demonstrat. Da, da. E dar tu ai făcut, da, ai făcut niște eforturi în exact, bază țin formula aceea. Da. Deci vine X, Y minus Y supra X minus XA egal cu X2, XB minus X1 supra X2, da. Ceva de chestia asta. Da? Deci eu vreau să le leg plecând de la funcția de gradul 1, cu graficul funcției de gradul 1 care e o dreaptă, Y că e mix plus M, deci totul se curgă. Bineînțeles. Nu mă împac cu gândul că memorăm niște formule care ne uzează puțin. Ne agresează intelectul fără să înțelegi logica lor. Da? Deci, ecuația dreptă când îți dă un punct și o direcție. Când îți dau două puncte. Panta dreptă când îți dau două puncte. Sunt lucruri esențiale ca să poți face treaba mai departe. Acum, mai reținem. Când două drepte, distanța de două puncte. Distanța între M1 și M2, da? Dintre două puncte, sau M1, M2, aceea e egal cu radical din X2 minus X1 la pătrat plus Y2 minus Y1 la pătrat. Asta e distanța de două puncte. Când trei puncte sunt coliniare, păi, în loc de... Înseamnă că cel de-al treilea verifică ecuația dreptă, da, deci. Terminatul să fie 0. Deci, pentru M1, M2, M1, M2, M3, coliniare, dacă și numai dacă cel de-al treilea punct se află pe dreapta respectiv, sau coordonatele verifică. Adică înseamnă X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1, egal cu 0. Când două drepte sunt paralele? Păi sunt la fel înclinate. Înseamnă panta la una egal cu panta la două, da? Deci, hai să spunem și chestiile astea. Deci zicem, D1, D1 paralel cu D2, adică să le dau mai bine. Hai să zicem, dreapta D1 de ecuație Y egal cu M1X plus M1 și dreapta a doua D2 Y egal cu M2X plus M2 și D1 e paralel cu D2 dacă sunt la fel înclinate, adică M1 și M1, M1 egal cu M2. Da? M1 egal cu M2. Și două drepte sunt perpendiculare, de unul perpendicular pe D2, dacă și numai dacă pantele sunt inverse și se schimbă. M1 egal cu minus 1 pe M2. Am arătat asta într-una din lecțiile mele. Hai să vă arăt și acum. Că dacă m-am promis că vă arăt toate formulele, o fac. Am să-i dau două drepte, fiecare având un unghi alfa 1 și celălalt alfa 2. Să zicem așa. Să zicem așa. Să sistemul de axe. Dreapta asta și cealaltă. Asta face cu axa X-ilor unghiul alfa 1. Adică cu direcția axei X-ilor.
Și cealaltă face unghiul alfa 2. Alfa 2. Deci asta e dreapta de 1 și asta e dreapta de 2. Și acum, care ar fi unghiul dintre ele? Cum l-aș măta? Alfa 2 minus alfa 1. Deci din tot unghiul mare, scad unghiul mic și găsesc aici, da? Aici este alfa 2 minus alfa 1. Tangentă de alfa 2 minus alfa 1. Mai știi ceva cu ce este egal tangenta la diferența de unghiuri? Nu mai știm. Dar știm că tangenta că e sin pe cos? Da. Tangenta unui da, e sinus pe cos, da? Deci sinus, sinus de alfa 2 minus alfa 1 supra cosinus de alfa 2 minus alfa 1. Și sinusul, vreau să văd dacă vă mai amintiți, sinusul scăderii. Sinusul a două unghiuri. Sunt de alfa minus beta. Doi da, sin. Da, sunt de alfa minus beta. 2 sin no, alfa. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, atenție. Nu-i, nu-i diferența două sinusuri. Sin alfa cos beta. E sin de o scădere de două unghiuri. Sin cos cos sin. Da. Deci sin de sinus de alfa minus beta, sau de a minus beta, egal cu sin de primul cos de al doilea, minus cos de primul, sin de al doilea. Da? Cos de alfa, sin de beta. Sin, cos, cos, sin. Deci cât este sinusul? Bine, sinus de alfa 2 cos de alfa 1 minus cosinus de alfa 2 sin de alfa 1. Iar cosinusul cu cine este egal? Cosinus scăderii. Cos alfa sin beta. Nu. Nu. Cos, cos, sin, sin. Deci cosinus scăderii. Trigonometria asta trebuie să ne apucăm de ea. Și o aveți toate făcut la profundă. Dar nu vreți să uitați. Ți-am spus de câte vreme, Andreea, ți-am spus. De când ne-am cunoscut. În primele lecții la prof online, când v-ați uitat acolo, sunt 400 și ceva din filme. Pe primele am făcut demonstrația tuturor formulelor. Da. Deci, bine cât, cosinus de cos de primul 1, cos de alfa 2, cos de alfa 1, plus sinus de alfa 2, sinus de alfa 1. Deci cos, cos, plus sin, sin, dar e tocmai invers. Dacă la sinus se păstrează semnul, la adunare e cu plus, la scădere e cu minus, la cos de scădere e plus și la cos de adunare e cu minus. E tot mai invers. Și acum, egal cu. Eu vreau să ajung la tangentă. Dar de ce? Pentru că tangenta unghiului este m. Deci, tangentă de alfa 1, tangentă de alfa 1 egal cu m1 și tangentă de alfa 2 egal cu m2. Și eu sunt înnebunit să ajung la m1 și m2. Și atunci, facem în felul următor. Ca să apară sin pe cos, am să scot cos de alfa 1, cos de alfa 2 în factor forțat. De ce factor forțat? Din primul am pe cos de alfa 1. Îl vedeți, nu? Da. Din al doilea am pe cos de alfa 2. Eu scot pe amândoi, deci cos de alfa 1, cos de alfa 2. Pe lângă. Ce mi-a rămas din primul? Sinus de alfa 2 supra. Supra cosinus de alfa 2. Da, da, da. Că pe alfa 1 da, l-am da. Avut. Da. Da? Minus. Din al doilea ce mi-a rămas? Andreea. Sin de alfa 1 mi-a rămas, că l-am avut. Sin de alfa 1. Pe cos de alfa 2 l-am scos, l-am avut. Dar cos de alfa 1 nu l-am avut. Trebuie să pun la numitor. Cos de alfa 1. Totul supra. Jos la fel scot cos de alfa 2 cos de alfa 1 pe lângă. Din primul ce vă rămas dacă ați scos cos de alfa 1 cos de alfa 2? Cos 1. 1. Păi nu mă rămas, da. Te-am avut.
Plus, scos, da. Plus sinus de alfa 2. Sinus de alfa 2, sinus de alfa 1. Și jos trebuie să-i pun cos, cos, că... Da, supra cos de alfa 2. Cos de alfa 2, ori cosinus de alfa 1, da? Da. Și l-am distribuit ca să fie treaba bună. Și egal cu aceștia se simplifică. Și egal mai departe. Sin pe cos, cine este sin pe cos? Tangentă. Tangentă. Tangentă de alfa 2. Minus tangentă de alfa 1, totul supra, 1 plus tangentă de alfa 2, ori tangentă de alfa 1. Iată că am găsit formula tangentei diferențe. Tangentă de alfa 2 minus alfa 1 este tangentă de primul, minus tangentă de al doilea, supra 1 plus tangentă, ori tangentă. Deci, nu v-am dat nici formula asta. Am încercat să vă demonstrez, am folosit acest prilej pentru a vă da formula tangentă de alfa 2 minus tangentă de alfa 1 supra 1 plus tangentă de alfa 2 ori tangentă de alfa 1. La una din lecții un profesor debutant scrie acolo, zice, domnule profesor, nici nu știi ce, cred că profesoară era, nici nu știi ce de mare folos ne ești. Pentru că totul este logic, totul curge. Nu sunt formule aruncate peste gard, azi le înveți, mă le uiți și ce dramă-i pe tine. Deci totul este făcut ca să fie înțeles și să îți rămână definitiv în minte. Am mai povestit odată cum m-am aflat eu în bancă în clasa a 10-a, eram ca tine, și era pe trimestre, pe perioada aceea, când făceam în școala, și trigonometria am făcut-o în trimestru 1 și 2. Și la un moment dat m-am dus acasă și acum văd, eram într-o duminică, eram în vacanța de primăvară, de pe 22 martie începea vacanța de primăvară și trăia două săptămâni. Și eu am deschis să mă uit la trigonometrie să văd dacă mai știu ceva. Vă mărturisesc sincer că am plâns de furie. Pentru că am spus, de ce m-am dus eu la școală? Ce rost a avut eu să mă duc la școală dacă nimic nu mai știam la trigonometrie? Nu mai bine nu mă duceam? Și atunci, în dimineața aceea, am deschis manualul și am luat-o de la prima formulă și până la ultima formulă la trigonometrie și l-am demonstrat odată din manual, citind eu. Sigur că acolo nu sunt toate date așa cursiv, sunt pășite anumite etape. Dar așa le-am învățat eu acolo. Și până m-am închis cartea și am spus, acum pe toate l-am cap la altul. Și de atunci, din clasa a 10-a ca elev, și mie profesor tot așa, ca și vouă mi l-a dat. Niște formule aruncate acolo, azi ne învățam, mă le uitam și eram tare stresat de chestia asta. Și de atunci, din clasa a 10-a, de felul în care am înțeles eu trigonometria, am predat-o an de-a rândul la elevi. Deci eu m-am retrăit starea aceea de nemulțumire și m-am străduit de fiecare dată să le dau elevilor în stilul în care am înțeles eu. Așadar, ce fac acum? Aș vrea ca cele două drepte să fie perpendiculare, da? Cele două drepte, alfa, știți că am dus așa dreapta asta și pe o altă dreaptă. De 1 și de 2. De 1 și de 2. Cât este unghiul dintre ele acum? Alfa 2 și minus alfa 1. Alfa 2 minus alfa 1. E 90 de grade. Deci dacă de 1 e perpendicular pe de 2, deci dacă de 1 e perpendicular pe de 2, înseamnă că alfa 2 minus alfa 1 e egal cu 90 de grade. Dar tangentă de 90 de grade, cu cine este egal? Tangentă de 90 de grade este sin de 90, nu așa? Sin de 90, supra cos de 90. Sinus de 90 de grade cât este? 1. Sinus la 90 de grade e 1, dar spune-mi la întâmplare sau aveți... No. Câtă siguranță aveți în asta?
Pentru cât spuneți că e 1 și precizia voastră, hai să spuneți. Nu sunt foarte sigur. Nu sunteți foarte sigur. De aceea vă dau un secret acum. Vă mânc și asta. Uitați, cercul trigonometric este șansa voastră. Nimeni nu vă poate lua acest lucru din clipa asta. Vouă și tuturor celor care ne privesc. Sensul pozitiv este acesta. Da? Deci, O A prim B prim. Ăsta este sensul pozitiv, adică punctul M pleacă de aici și dacă se deplasează așa, în sensul ăsta, descrie un unghi pozitiv. Deci așa, un unghi pozitiv. Dacă M pleacă din A și ajunge aici, nu? Și pleacă din A și o ia în sens invers, ăsta e sens negativ. Da? Sensul trigonometric pozitiv și sens negativ. Cercul trigonometric este cercul de rază 1. Deci raza cercului trigonometric este 1. Și atunci, punctul A, spuneți-mi voi ce coordonate are punctul A. Are X-ul 1 și 0. Da, 1 și 0. Așa. Punctul B, ce coordonate va avea? Acum, 0 și 1. Punctul A prim. Minus 1 și 0. Minus 1 și 0. Iar B prim, din coordonate? 0 și minus 1. Băieți. Andreea. Băieți și Andreea. Punctul M este un punct și el pe cercul trigonometric. Coordonate un X și un Y. Dar, fiindcă notăm cu alfa unghiul ăsta, ducem perpendiculara din M și notăm cu M1. Și în triunghiul OM1M, deci în triunghiul OM1M, OM1M, hai să aplicăm o funcție trigonometrică, sinusul bun are. Sin de alfa, sinus de alfa, egal cu cateta opusă, nu într-un triunghi, O, M, M1, sin de alfa înseamnă M M1 supra O, M. Dar O, M cât e de mare? Am spus. 1. Și egal pe M, M1. Iar cos de alfa egal cu cateta cos de alfa înseamnă cateta alăturată OM1 supra OM. Adică OM1. Adică toată chestia asta să țineți minte toată viața de acum. Că la prof online ați descoperit că ăsta este cos de alfa. Proiecția asta, ăsta este cos de alfa. Iar partea asta, care înseamnă proiecția pe axa Y, e sinus de alfa. Da? Și atunci, punctul M de pe cerc, punctul M de pe cerc, nu mai spunem care coordonate X și Y. O să spunem, are cos de alfa și sin de alfa. Da? Punctul M de pe cercul trigonometric are coordonatele cos de alfa și sin de alfa. Păi, asta e spectacol. Spectacol. Deci, să vedeți de ce. Când alfa este egal cu 0 grade, punctul M cu cine coincide? Cu A. Punctul M este identic cu A. Dar M ce coordonate are? Am să le punem. M ce coordonate are noi? Cosinus de 0 grade și sinus de 0 grade, care e egal cu coordonatele lui A, care sunt cât? Coordonatele lui A? 1 și 0. Iată motivul de ce zicem cos de 0 grade egal cu 1 și sin de 0 grade egal cu 0.
Clar? Da. Pentru totdeauna. Deci cos de 0 grade este 1 și sin de 0 grade este 0. Pentru 90 de grade. Deci alfa egal cu cât? Alfa egal cu 90 de grade. La 90 de grade... M coincide cu punctul B de coordonate 0 și 1. M de coordonate cosinus, hai să zicem de altfel, cosinus de 90 de grade și respectiv sinus de 90 de grade coincide cu A de coordonate cu B de coordonate. Vezi cât e ceasul? Ceasul, ca să vezi dacă se... Adică dacă se oprit o... 55. 55. Vă oprește și...